Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou vlog de pe acest canal de YouTube. În acest vlog voi face un Q&A pentru că n-am mai făcut un Q&A de 2 luni de zile și nebun la cap. Mamă, stați că vine cu. Mă gândeam să filmez vlogul ăsta de pe drum, că nu voiam să fie atât de static. Dar apare mi-am ales un moment foarte prost să-i dau drumul, că am ajuns gen pe serpentine. Noi suntem în drum spre Bușteni acum. Aoleu. Hai că filmez ceva dacă e. Deci ca idee, Vlad îmi conduce mașina acum. Conduce el mașina mea pentru că Cristi deja e la munte și n-avem mașină și Vlad îmi conduce mașina mea pentru că... Putem spune că Ceanu a dormit cam 30 de minute aseară și m-a lăsat pe mine să-mi refac un pic somnul. Am avut o seară interesantă. Foarte interesantă de altfel. Așa, în orice caz, hai cu prima întrebare. De cât timp te cunoști cu Vlad și Cristi Munteanu? Noi ne știm așa, gen, ca din persoane, da, din priviri și din așa, de 4 ani de zile. Da, 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 ne știm de ceva vreme. De foarte mult timp, în orice caz. De când am început să ieșim și să ne împrietenim, să fim prieteni și așa mai departe, cred că de o lună jumate, da, cam așa. De vreo lună jumate, da. Da, de vreo lună jumate. Deci ne cunoaștem de foarte mult timp, dar ne-am împrietenit de mai puțin timp. Da. Ce dream car ai? Bă, frate, dream car-ul meu este un Lamborghini Urus, vă jur. Same, sincer. Și tu? Bă, deci mi se pare bestială mașina aia, băi, frate, jur. Sper să o am până în 25 de ani, ăsta e targetul meu, sincer. Să vedeți, peste 5 ani maxim, eu cu Vlad o să avem un Urus. Yes, sir. Altă piesă când? Bă, e surpriză, frate, adică în vreo 2, 3, 4, 5 luni, jumate de ani, nu se știe, dar o să fie super huge, vă promit. Dar mai mult de atât nu vă zic. Piesa Caviar cu Orez, de ce nu e pe Insta și pe iTunes, domnule Ceanu? Vreau să știu. Bă, frate, dacă vrei să mă crezi bine, dacă nu, nu. Am pierdut piesa prin calculator, n-am nici cea mai mică idee unde este. Ideea este că a fost o perioadă foarte haos pentru mine atunci când am scos piesa asta și efectiv eram foarte buimac, nu știam de mine deloc. Și voiam să o pun pe iTunes și pe... pe toate astea, doar că nu apucasem și am zis că o pun eu altă dată și au trecut 6-7 luni de atunci, nu mai știu de când am scos piesa asta și nici până acum n-am apucat să o pun pentru că pur și simplu am pierdut piesa, efectiv. Când va urma noua mașină? Bă, nu știu, frate, de schimb mașinile ca pe șosete să mor eu. Am avut ce cupeul ăla pe care l-am ținut 4 luni de zile și după aia l-am vândut. Am avut și TTRS-ul lui vărul meu și vărul meu s-a întors în România acum și acum am Mercedes-ul lui mătușii mea, gen, nu știu, frate, trebuie neapărat să stabilesc o mașină pentru noi. Mamă, dar mi-e rău, mâncați-i schimb, m-a luat rău. Mamă, ia vedeți ce priveliște frumoasă e aici. Hai că ui, faci cu mine când fac un vlog. Ce frumos e la munte, vai, de când am mai fost la munte. Yeah. Ia ce frumos, uite lumina asta printre copaci. Da, bă, zici că facem un vlog de la de părinți, bătrâni, gen, așa mă simt. Și așa te vezi, gen. Bă, mi-e rău. Chiar mi-e rău. Bună, cum a fost perioada liceului pentru tine? Bă, perioada liceului a fost cea mai tare experiență din toată viața mea. Știu că sună bătrânesc ceea ce vă spun acum. Bă, frate, dar credeți-mă, apreciați perioada asta în care încă mai puteți merge la liceu. Apreciați faptul că mergeți la liceu în primul rând. Sincer, pentru că... 100% de acord, deci perioada liceului a fost cea mai frumoasă din viața mea. Jur, cea mai frumoasă perioadă din viața ta poate să fie în perioada liceului, pentru că atunci se întâmplă toate chestiile din viața ta și atunci oarecum ți se pune o mică etichetă în drumul tău în viață, să zic așa. Este foarte important, frate, chiar e foarte important liceul și gândiți-vă, băi, chiar dacă sună bătrânească chestia asta, gândiți-vă că nu o să mai faceți liceu în viața voastră. Chiar dacă urâți liceul în momentul ăsta și urâți trezitul de dimineață și așa mai departe, credeți-mă că o să vă fie dor pe viitor. Deci și mai pe scurt, a fost foarte mișto perioada liceului și pentru mine, cât și pentru Vlad. Gen, în anii de liceu faci multe lucruri pentru prima dată, știi? Atunci începi să experimentezi foarte multe lucruri. Asta e tare. Chiar da. Stai în același apartament cu frații Munteanu? Da, frate, conviețuim împreună, ce ai? Nu stăm în același apartament, dar merg foarte, foarte des la ei acasă. Da, frate, deci nu mai știu cine m-a sunat acolo, cred că m-a sunat pe FaceTime, da. Și l-a văzut pe Ceanu. S-a întrebat, bă, dar tu dormi acolo, frate, că te văd non-stop la băieții ăștia, băi. Că mi-am făcut cuib pe balcon, da, ce-am... Da, da. Îmi place de un tip și nu știu cum să-i spun, mi-e frică. Mamă, chestia asta am avut-o și eu când eram mai mic, băi, frate, și când eram mai copil, așa. Fii atent la mine. Du-te direct la el și spune-i în față, bă, îmi place de tine, vrei să fii împreună sau... Du-te și spune-i direct, nu sta să te ascult. Tu ai face asta? Da.
chiar aș face asta. Bune, frate. Eu de fiecare dată când am avut un crush, bă, niciodată nu cred că i-am spus că îmi place de fata aia. Bă, știi care e ideea? Mai bine faci și să regrezi decât să nu faci și să regrezi că n-ai făcut-o. Credeți-mă. Gen, bă, absolut, da, tot ceea ce faceți în viața asta, jur. Mai bine știi că ai încercat, frate. Gen, du-te fără frică la el și spune-i că îți place de el. Acum, dacă primești un refuz, nu e capăt de lume. Mai înveți și tu unele chestii, gen, nu e nimic rău. Eu efectiv n-am avut niciodată curaj. Niciodată? Bă, niciodată. Bă, eventual doar mă prindeam dacă mă place și ea sau nu. Și dacă mă plăcea și ea, îți dai seama, ieșea ceva. Sau stai, hai să zic cum mă comport eu cu o fată care, de care îmi place. Ia dacă zi. Am un crush, evit contactul vizual, frate. Bă, nu mă uit. Bă, nu mă uit la ea, gen, fac pe indiferentul. Nu mă uit la ea absolut deloc, la modul ăla. Și mie îmi place de ea. Și dacă cumva sunt rău cu tine, ca fată, sau nu mă uit absolut deloc la tine, de fapt îmi place de tine. Bă, eu când îmi place super mult de o fată, parcă nu mai sunt în apele mele, frate. Adică zici că sunt altă persoană și zici că sunt ultimul virgin când îmi place de o fată. Să mă mor de rău. Eu, frate, mă crispez rău de tot dacă îmi place super mult de ea. Ok, înainte să ajungem la hotel, haideți să admirăm cu toții această priveliște. Bă, zici că suntem ultimii patru, frate. Suntem youtuberi, frate, trebuie să facem vlog. Și am ajuns și noi la Trouble aici. Yes, sir. Ia vedeți ce, băi, ce priveliște frumoasă, băi, frate, efectiv. Bă, stați din Kenya, s-a făcut daily vlog, să mor eu. Bă. Ideea este în felul următor, noi... Noi am venit aici la Bușteni, unde sunt Bibi cu Pican, Cristi cu Irina, Dima cu Denisa și am venit și noi doi. Frate, am nevoie de conținut pentru vlog, nu... E, ce să zici și tu acum? Te înșelăm iubitele. Bă! Hai, bă, deja fac daily vlog, să mă rog. Brad și Ceanu, aveți iubite? Și noi gen... Nu, am venit să ne înșelăm iubitele, pe bune. Bă, Vlade! Da. Știi că noi dormim gen în aceeași cameră. Așa și? Ce zici, o să fie geloasă, Andra? Eu zic că supărată, că geloasă în... Bă, bine no, zic, no. Nu știu, dar să vezi mare bătăie ce și-am luat la București, am vrut ce a zis asta. Să înceapă nebunia, eu mă fac rău! Bă, uitați-vă la Pican, cum facem vlog-ul tot trepied. Hai că din Kenya am făcut daily vlog, direct să mor eu. Ok, ultima întrebare la care voi răspunde este cum este să fii chinez în România, băi, frate. Așa. Nu știu cum să opresc. Nu știu cum să opresc. Băi, frate, deci ce se întâmplă aici? În orice caz, nu este o foarte mare diferență și nu este ceva... Bine, e ceva special și diferit într-adevăr, dar nu este neapărat ceva de rău sau foarte de... Scuze. În orice caz, dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați un like, un share să vadă și prietenii voștri, nu uitați să-mi dați follow pe Instagram, aroncianux, și follow la toată lumea de din spate. Și da, ne vedem pe data viitoare, v-am pupat! Pa!